Tradiții din 30 de țări au fost prezentate în această după-amiază pe bulevardul Ieșean Ștefan cel Mare în cadrul unui târg multicultural. Global Village este parte a proiectului Iașinten organizat de Asociația Internațională a Studenților Economiști. Printre oaspeți se numără și Ali, student în anul al treilea la o facultate de regie și film din Pakistan. Tânărul este pentru prima oară în România și se declară fascinat de colegii săi din Iași. Este minunat la acest târg unde sunt tineri din atât de multe țări, ceea ce este extraordinar. E ca o zonă deschisă pentru toate naționalitățile și culturile lumii. E minunat și vă invit și pe voi să veniți aici. Global Village va avea ca punct culminant un inedit concert de cântece tradiționale interpretate de studenții participanți. Studenții internaționale își prezintă țările lor de unde vin, cu cultura lor și dansuri și muzică, deci o să dansăm, o să cântăm, o să fie câteva momente artistice. Târgul multicultural încheie cea de-a 6-a ediție a festivalului Iașinten.